Întâlnirea noastră de duminică, din duminica asta, pentru că eu sunt live, vin de la București spre Arad de data asta, așa că întâlnirea noastră va fi destul de interesantă. Sper să nu ne cadă internetul și sper să ne receptați cât mai curând. Nu știu și cum se aude, o să vă rog pe voi să-mi scrieți cum se aude și dacă totul este în regulă, dar da, astea sunt condițiile. Am crezut că o să ajungem mai repede acasă, așa cum facem de obicei întâlnirea noastră de duminică, dar se pare că nu e chiar așa. Hai să vedem dacă avem primele persoane care intră pe live. Nu știu dacă se întâmplă treaba asta, dar încercăm, am spus, încerc să vedem cum este intrarea live. Dar încă nu avem nimic. Eu vin de la București și drumul e destul de lung. Acum suntem chiar pe autostradă, cred că trecem de Deva și mergem cu viteză destul de bună. Da, uite, deja avem prima persoană care e alături de noi. Bună seara, mulțumim că sunteți alături de noi. Rugămintea mea este ca de obicei să-mi spuneți și locul din care intrați, pentru că așa ne știm fiecare locația în zona în care suntem. Vă spuneam, eu sunt pe autostradă, sunt în Deva, sau trecem acum pe lângă Deva, ne îndreptăm spre Arad cu viteză bună, dar mai este mult până când ajungem în Arad și după o zi de stat în mașină și călătorit, va fi destul de greu diseară să mai facem un live, plus că mai vreau să mă și pregătesc pentru ziua de mâine. Dar am zis că neapărat vreau să facem astăzi un live. Am văzut ce nebunie s-a declanșat în acest weekend pe canal și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați vizionat videourile pe care noi le facem și ați lăsat acolo mesaje. Așa cum vă spuneam, vă mulțumesc că sunteți cu mine de data asta în acest live. Spuneți și locul din care ne priviți ca să știm și să răspundem la întrebări. Nu am prea avut timp să răspund la mesaje, din păcate, pentru că a fost plecat cu probleme și, sincer, atât am fost de obosit seara trecută, încât nu am mai avut timp să răspund la niciun mesaj. Iar azi dimineață, când ne-am trezit, ne-am și pus pe drum, venim spre Arad, de câteva ore bune, suntem în mașină, vedeți pe autostradă, hai să și întorc puțin imaginea. Voi ce frumos se vede. Am trecut mai înainte de Deva și acum ne îndreptăm spre Arad. Așadar, aștept mesajele voastre. Sper să văd mesajele care mi le scrieți, că de pe telefon fac live-ul ăsta și e destul de greu. Da, avem 11 persoane pe live în acest moment, doar două like-uri. Nu uitați să apăsați butonul de like, știți că spun asta de fiecare dată. Ne ajută să ne popularizăm fiecare live și în felul ăsta cei de la YouTube ne distribuie videourile. Vă mulțumesc pentru faptul că faceți lucrul ăsta, iar cei care nu ați apăsat butonul de abonare, chiar o să vă rog să îl apăsați. Lucian, bună ziua! Îți mulțumesc că ești alături de noi. 18 persoane alături de noi. Ana Simon, bună seara! Bună seara, bună ziua, suntem exact la răscrucea de timp. 17 persoane alături de noi, vă mulțumesc tuturor și avem 11 like-uri. Nu uitați să apăsați acel buton de like, nu vă costă absolut nimic și nu ne costă pe niciunul, doar că în acel moment video devine mai bine distribuit de către cei de la YouTube. Așadar, am intrat să răspund la câteva dintre întrebările voastre pentru că am văzut foarte mari dezbateri pe marginea ultimului video pe care l-am postat. Iulian Husein, salutare! Să știi, Iulian, că sunt în județul tău, acum trecem pe lângă Deva. George, bună seara și multă sănătate și ție! Doamna Viorica, bună seara și dumneavoastră! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici pe canal. Aștept în continuare, cum spuneam, și locația, să spuneți locul din care îmi scrieți și din care ne vedeți, pentru că
poate nu țin minte chiar toate localitățile, toate țările, orașele în care sunteți, dar să știți că mă bucur de fiecare dată să stăm de vorbă și să ne vedem. Revin la subiectul inițial. Suntem, să zicem așa, după un video cu foarte mare efervescență și cu foarte mare agitație în comentarii. Repet, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Am văzut acolo mai multe persoane care îmi spun că fac parte din samsarii de case. Credeți-mă că nu fac parte din samsarii de casă și nu mă ocup cu așa ceva. Mihai Gogea, da, dacă nu greșesc, ne scrie din Corsica. Foarte frumos, îți mulțumim pentru faptul că ne urmărești. Așadar, să revin. Într-adevăr, acel video pe care l-am făcut, am prezentat o casă de doar 8.000 de euro și Călin, salutare din Bihor, și noi te salutăm cu mare drag, revin la casă. Așadar, casa de 8.000 de euro are, sau prezentarea a avut un singur scop, să arat cât de ieftine sunt casele în această zonă, în această parte a Ungariei. Și video a fost făcut la cererea mai multor abonați. Mulți dintre voi mi-ați cerut să vedem case ieftine. Credeți-mă că eu nu pot să intru într-o casă dacă cineva nu-mi deschide ușa. Nu am cum să bat la ușa omului dacă... Ori marea majoritate a caselor, cei care ați trecut prin estul Ungariei, ați văzut că deja nu mai sunt locuite. Ori pentru asta apelez la persoane pe care le cunosc și care știu că în numele meu Gabi, care în posibilităților mi-a arătat niște case. Din păcate, casele pe care mi le arată sunt puțin mai departe de granița cu România. Bun, nu foarte mult, că sunt undeva la 16-17 km de Bătania, înseamnă la 25 de km de granița cu România. Dar voi mi-ați cerut case cât mai ieftine și cât mai aproape de granița cu România. Asta am făcut. Ăsta este și motivul pentru care am prezentat și această casă. Dar vreau să vă dau acum din casă un secret. Adela, care lucrează la o agenție imobiliară și care are cheile acestor case, că așa am putut să și filmez în interiorul caselor, îmi prezintă și casă de 5.000 de euro. Vom avea și o astfel de casă în măsura în care vă doriți să vedeți. Leonardo, bună ziua! Salutare și îți mulțumim că ești alături de noi. Iulian îmi spune, mă bucur, până la Lupeni este 110 km. Da, dar noi vrem să ajungem în Arad, pentru că în Arad mă așteaptă Vio și băieții, așa că sunt pe drum și sunt în mașină. Nu eu conduc, conduce un prieten de-al meu care este aici alături de mine. El este Cornel și pe Cornel o să-l vedeți în următorul vlog. Mihai ne spune, vrem să mai vedem case. Cu cel mai mare drag vă prezentăm și alte case, pentru că, așa cum am spus, viața noastră din Ungaria este legată strict de comunitatea românilor. Noi suntem români și, așa cum ați văzut și în vloguri, am declarat că suntem români și ne-am înregistrat la recensământul din Ungaria în calitate de români și așa vom face în continuare. Chiar dacă avem acolo casă, chiar dacă avem livadă acolo, noi nu ne dezicem de România. Pentru că oricum suntem numai la 6 km de România. Nu e, eu cred că nu e foarte greu. Da, am văzut, eu o să iau mesajele așa cum pot de aici, de pe telefon. V-am spus că fac de pe telefon acest live și o să, îmi cer iertare dacă le vom vedea, dacă mă veți vedea așa că dau cu degetul pe ecran. Vă spun doar atât. Din câte am înțeles, casa de 8.000 de euro pe care am prezentat-o în ultimul video s-a vândut deja, pentru că a fost foarte multă lume interesată de treaba asta, dar să nu fiți supărați, pentru că Adela îmi spunea că mai există alte case la fel de ieftine, unele chiar mai ieftine decât asta. Aici eu i-am cerut o casă sub 10.000 de euro să-mi arate, pentru că foarte mulți mi-ați scris atât pe YouTube cât și pe Facebook sau pe Instagram să
prezint aceste case și case până 10.000 de euro. Așa că voi face și în continuare și cu cel mai mare drag, ori de câte ori am posibilitatea, să vă ofer toate informațiile cu privire la viața din Ungaria, proprietăți și așa mai departe. Aș avea și eu o rugăminte, dacă se poate. Nu uitați să intrați pe canalul de podcast, de Podcast România, l-am lăsat în descriere la ultimul video și acolo să apăsați butonul de abonare. Mai avem nevoie de 100 și puțin de abonați acolo și vom trece la monetizare. Aia nu înseamnă că vom face bani cu canalul, că nici cu canalul ăsta nu facem noi prea mulți bani, dar YouTube ne difuzează mai mult acele videouri pe care le facem. Așa că vă recomand să intrați și pe Podcast România și să dați acolo o abonare, să apăsați butonul de like, știți cum vă spun eu de obicei. Noi nu trăim din treaba asta și nici nu intenționez vreodată să trăiesc din YouTube și nu fac comerciale aceste videouri. Mai devreme îmi scria un domn din Marea Britanie care este abonat aici la noi pe canal și îmi cerea să îi prezint 2-3 case în perioada în care va veni în România. Eu nu mă ocup de agenție imobiliară, repet. Pentru asta am recomandat-o pe Adela. Ea lucrează la acea agenție imobiliară. Dacă doriți, și vă rog să-mi spuneți dacă doriți, voi face un vlog în care să prezint ceea ce au ei acolo în portofoliu. Din ceea ce am înțeles eu, ei au cele mai multe case în portofoliu din toată zona de est a Ungariei. Adică aproape la orice casă am bătut la geam sau am sunat la numărul care era afișat pe geam, mi-au răspuns ei. Ăsta este și motivul pentru care i-am rugat să mă sprijine să pot să vă arăt acele case. Da, haideți să mai luăm niște întrebări. Încerc să văd cum reușesc de pe telefon, pentru că nu sunt foarte mare specialist. Cristian îmi spune felul următor. Salutare, oameni buni, continuați cu prezentările, noi mulțumim. Mulțumim cei cu moșicismele, dați un bloc. Da, mulțumesc pentru idee, dar să știți că până acum nu am dat. Ups, tremură, pentru că mai trecem așa prin asta. Mihai ne spune, și eu sunt în căutarea unei case. Cu cel mai mare drag vă sprijinim și vă spun că prezentăm în continuare. Leonardo ne întreabă, Adela este din Arad? Adela nu este din Arad. Adela lucrează la această firmă, din câte știu eu, Adela are casă exact în Dombeczhaz. Eu am fost la ea acasă, casa este frumoasă, sigur nu-și vinde casa. Mai luăm întrebări, dacă se poate. Ana ne spune, îmbrățișări cu drag din media și noi vă îmbrățișăm cu cel mai mare drag. Așa, nu mai văd. Da, din Oradea vedem că suntem urmăriți cu... Și vă mulțumesc tuturor pentru că îmi scrieți. Salutări din Giurgiu. Dacă eram mai aproape, cumpăram și eu o casă în Ungaria. Să știți că sunt mulți care au venit inclusiv din Constanța care au cumpărat, sau alții care au venit chiar și din Dubai și au cumpărat. Cum putem lua legătura cu Adela pe WhatsApp? Adela are un număr de telefon românesc, l-am lăsat în descrierea acelui video. Dacă vă uitați la video cu ultima casă de 8.000 de euro, are acolo Adela Todoran, o cheamă și am lăsat numărul ei. Am rugat-o să îmi spună dacă îmi permite să-i pun numărul de telefon. A zis da și vă răspunde cu cel mai mare drag la absolut orice fel de întrebări. 28 de persoane și 17 like-uri în acest moment. Extraordinar, vă mulțumesc! Nu uitați în continuare să apăsați acest buton de like, iar cei care nu v-ați abonat încă la canal, să apăsați butonul de abonare, că ne ajută treaba asta. Și vreau să vă spun că după ce am împlinit 10.000 de abonați, în continuare ne surprindeți plăcut și vă mulțumesc din tot sufletul pentru asta, pentru că săptămâna asta mai sărbătorim încă aproape 1.000 de abonați. Cred că astăzi vom împlini încă 1.000 de abonați, așa că suntem o comunitate destul de mare aici și cred că este cea mai mare comunitate în sensul ăsta
aproape 11.000 de persoane care se gândească la fel, să știți că este absolut minunat. Și asta mă face să merg mai departe și cu cel mai mare drag, dacă pot să vă sprijin, vă spun că o fac necondiționat și fără niciun fel de costuri. Pentru că am văzut că s-au plâns unii că au luat legătura cu Adela și Adela le-a cerut comisiuni pentru casă. Nu știu ce fel de comisioane practică firma, nu știu cum se descurcă, dar eu vă spun de obicei, dacă aveți timp, luați-vă o zi, veniți și vă plimbați pe stradă, mergeți și vedeți numerele de telefon care sunt puse pe poarta casei, în geamul casei. Ăsta este cel mai ieftin mod de a cumpăra o casă. Și în localitățile astea, peste tot veți găsi oameni care vorbesc românește și care vă sprijină. Așa că este foarte simplu să ajungeți inclusiv la avocat. Pentru că afară scrie pe românește avocat. Veți vedea birouri în care funcționează avocați. Dacă veniți în localitățile astea și mergeți la primărie, obligatoriu în primărie este cel puțin o persoană sau două care vorbesc românește și care sunt acolo exact ca să ne ajute pe noi, cei care venim din România. Să știți că oamenii sunt foarte deschiși. Noi trebuie să nu mai venim cu o preconcepție despre ceea ce se întâmplă în Ungaria. Cum spuneam, treaba asta de naționalități ține de educație. Ori un om educat este educat indiferent de nația pe care o are. Iar dacă este un nesimțit, ca să spun pe românește, atunci va fi indiferent dacă e român, maghiar, german, canadian, american. Indiferent. 34 de persoane pe live și 22 de like-uri. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și vă spuneam mai devreme și de ajutorul pe care l-am din partea voastră. Podcast România se numește canalul pe care îl avem și unde avem niște invitați minunați în fiecare săptămână. Și acolo vă rog să intrați și să apăsați butonul de abonare. Mai avem nevoie de 100 și puțin de abonați acolo și vom monetiza canalul. Asta înseamnă că YouTube-ul o să ne distribuie mai ușor și va avea un interes YouTube-ul să ne și distribuie. Pentru că 1000 de oameni să îi distribuie pe YouTube, să știți că înseamnă foarte mult pentru ei. Da, cred că am vorbit cam mult și o să răspund imediat la întrebările voastre și în continuare vă rog să-mi scrieți ca să putem citi mesajele respective. Eu vă spuneam, sunt în mașină și vin dinspre București, spre Arad, acolo unde mă așteaptă Vio și copiii. Am trecut de Deva, cred că ieșim acum de pe porțiunea de autostradă și mergem spre o parte de drum mai dificil, așa că o să-mi tremure, cred că, camera, sper să nu pierdem semnalul pe aici. Mă vedeți așa, cred că cu reluare în anumite momente. Dar neapărat am ținut să intru live și să povestim puțin, pentru că am văzut acele mesaje și să știți că nu mi-e tot una să văd oameni care se supără sau oameni care pun întrebări și nu găsesc răspunsuri. Da, aștept în continuare întrebările voastre. Felix, salutări din Timișoara, te salutăm și noi cu drag. Mariana, salutări pe toți abonații acestui canal din Bruxelles, fiți binecuvântați. Să dea Dumnezeu să fim cu toții sănătoși și să ne vedem poate la o întâlnire cu abonații acestui canal. Bineînțeles că întâlnirea o să o facem la Bătania, în Ungaria, acolo unde este locul meu de suflet. Cred că am mai scăpat. Cred că am mai scăpat din mesaje. Cornel aici conduce cu mare grijă să nu-mi tremure mie telefonul, dar asta e viața, suntem pe drumurile noastre românești. Vreau să vă spun că avem aici un apus de soare nemaipomenit și vă și arat. Uitați-vă aici ce minunăție ne-a dat nouă Dumnezeu. Imediat o să întorc spre partea stângă, ne îndreptăm spre localitatea Margina și astea sunt minunățile de care noi ne bucurăm în viața asta. Cred că am uitat, uite acolo ce, vai de mine, ce lumină frumoasă. Uai de viața mea, ce frumos e. Atât de mult îmi place zona asta, vă spun foarte sincer. Și uitați-vă aici. Cum să zici că nu-i frumos aici în zona? Bine. În afară de faptul că România are case foarte scumpe,
așa cum zic eu de obicei, nejustificat de scumpe. În rest, absolut totul este minunat. Iar ceea ce vedeți în față, într-adevăr, e traficul. De asta mergem destul de încet și de asta conducem de azi dimineață. Da, am revenit. Dacă sunt întrebări, cu cel mai mare drag, avem 30 de persoane pe live cu noi, 28 de like-uri. Suntem în plină răspundere, ca să zic așa. Vom da răspuns la întrebările voastre. Am discutat cu Adela și în perioada care urmează, vă spun sincer, voi merge la biroul lor, unde o să și arat și website-ul pe care ei prezintă toate casele care le au în portofoliu și o să vedem cum reușim să vă facem să fiți mai aproape de casele astea. În ceea ce îmi stă mie în putință, vă spun sincer, eu o să merg pe străzi și o să vă arat cât pot eu, dar să nu vă supărați, nu o să pot prezenta numai case, pentru că deja începe lumea să mă trimită, dacă vă uitați în comentarii pe care unele le șterg, nici nu vă imaginați, dacă mama ar vedea uneori mesajele primite, cred că s-ar îngrozi. Am văzut că mai venit mesaje și de asta o să citim. Iulian ne spune: de ce agenția unde lucrează Adela nu fac un parteneriat cu tine, iar prin tine să își prezinte portofoliul de case din Ungaria? Haideți să vă spun de ce. Pentru că nu vreau. Am zis în felul următor. Acest canal vreau să fie un canal dedicat gratuit tuturor oamenilor care intră și ne urmăresc. Noi ne prezentăm viața noastră din Ungaria și așa cum ați văzut pe canal, noi arătăm cum trăim noi în Ungaria, cum lucrez eu la livadă, ce fac copiii acolo vara, pe unde umblăm prin Ungaria, locurile frumoase pe care le găsim și lucrurile frumoase din viața noastră. Niciodată nu o să vedeți pe canalul ăsta chestiuni comerciale și chestiuni care să pună banul înaintea privitorului. Scopul meu cu acest canal nu este să fac bani. Dacă vroiam să fac bani, credeți-mă că eram în altă parte. Eu cred că menirea fiecăruia pe pământul ăsta, hai să prindem și un bec aici, așa, cred că menirea noastră pe pământul ăsta este cu totul și cu totul alta de a ne uita după bani. Pentru că nu vreau să fac treaba asta obligatoriu. Credeți-mă că au fost nenumărate firme care mi-au propus să fac treaba asta, le-am nu mă interesează partea financiară, absolut nimeni nu are dreptul să vă ia un cent în numele meu, pentru că eu nu pretind la nimeni absolut nimic. Și cu asta cred că am răspuns la multe întrebări. George ne transmite multă sănătate și bucurie. Doamne ajută, George. Maria ne spune că salut. Ah, da, asta l-am mai citit cu Maria de la Bruxelles, care ne transmite salutări. Da, cred că pierdem semnal aici în zona asta. Ioan Pop, se întrerupe, te auzim slab.